Ce-i sfătuiți pe români, pe cei care ne privesc, să-și pună bani deoparte pentru perioada următoare? Ce sfaturi le dați? Nu știu dacă aș spune să-și pună bani deoparte în mod dacă explicit. Dacă mai au de unde, că... În mod explicit. Cu siguranță puterea de cumpărare. Să știți că asta e o realitate. Faptul că prețurile, tot ceea ce cumpărăm, cumpărăm fiecare dintre noi, mergem la piață, mergem în magazin și cumpărăm, prețurile au crescut. Și într-adevăr, coșul zilnic este unul care a crescut și trebuie să dăm mai mulți bani pentru a cumpăra aceleași produse. Ceea ce pot să sfătuiesc este, nu știu, un echilibru. Când avem o statistică în care ne spune că am aruncat alimente și mâncare de miliarde, milioane de tone, atunci cu siguranță cred că fiecare dintre noi, să știți dacă suntem corecți, am luat poate mai mult și am aruncat. Cred că o chibzuială ar fi un lucru bun. Mai ales în perioada asta, aceasta, de Paște, când toată lumea merge să cumpere și să facă mâncare multă. Multe românii sunt obișnuiți să facă cumpărături în preajma sărbătorilor, foarte multe. Poate nu neapărat toate necesare. Să știți că noi am venit cu acest pachet social. De când a venit Partidul Social Democrat, am avut acest pachet social, cel implementat pentru creșterea salarii, pensii și alocații, cel implementat din 1 ianuarie. Acum guvernul a venit cu un plan atât socioeconomic, pentru persoanele vulnerabile, românii cei mai vulnerabili, ceea ce înseamnă acei 50 de euro pentru familiile care au un venit mai scăzut, pentru persoane cu dizabilități, pentru studenții, pentru elevii cu bursă socială. Am reușit pentru pensionare, care au o pensie până 1500 de lei. Important este că înțelegem, nu acoperă, să știți, să fim corecți și să știm, să spunem oamenilor că nu acoperă această creștere, dar cu siguranță le va face viața puțin mai ușoară. Impactul beneficiarului sunt undeva la, pe o estimare de 4,7 milioane de români, vor avea un venit în plus și consider și decizia noastră de fiecare dată atunci când Partidul Social Democrat a fost la și este la guvernare și avem o creștere economică, această creștere economică se va vedea și în buzunarele românilor.